Bun găsit, stimați de spectatori și Crăciun fericit cu Domnul! Sunt deosebit de bucuros să putem continua o emisiune anterioară cu trei târgu-mureșeni, slujitori ai altarului, cu care de multe ori ne-am întâlnit și la radio târgu Mureș și cu alte ocazii uh, pentru a vorbi despre frumusețea lui Dumnezeu și a Cuvântului Lui și a ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Evident că la Crăciun oamenii se adună și mai ales toate confesiurile creștine cred că împărtășesc același gând de bucurie cu privire la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Așadar, bine ați venit, domnule preot Nicolae Lodoșan, domnule bine preot azi. Flavius Miheț, domnule pastor bine Paul azi. Vasile. Oare de ce la Târgu Murei se poate colabora mai bine decât în alte zone ale țării? Ce spuneți dumneavoastră? Atunci când Dumnezeu a vrut să-și dea o definiție ca să o înțeleagă toată lumea, și titratul, și analfabetul, atunci când Dumnezeu a amestecat limbile, dar nu și-a tras, nu și-a retras prezența lui dintre oameni, Domnul nostru Isus Hristos, venind în lume și definindu-se, spunându-se de foarte multe ori eu sunt, atunci când a vrut să-și dea o definiție ca să o înțeleagă toată lumea. A spus Dumnezeu este iubire. Și cuvântul acesta îl înțeleg toți oamenii, sau ar trebui să îl înțeleagă toți oamenii. De aceea, plecând de la realitatea aceasta că venirea Domnului nostru Isus Hristos este actul iubirii, că lucrarea lui pe pământ este desăvârșirea iubirii, că făgăduințele lui sunt legate toate de iubirea lui cea Sfântă, nu fac calcio aceste realități decât. Să ne ducă și pe noi la o uh, comunicare sau la o vorbire în limba iubirii. Noi putem vorbi în iubire, pentru că Domnul Iisus Hristos care se naște este iubire. Noi putem vorbi împreună de aceleași subiecte, de aceleași realități, de aceleași perspective, de aceleași îndemnuri pentru că ne leagă această iubire sfântă care Domnul nostru Iisus Hristos a adus-o pe pământ. N-am putea avea pretenția niciunul dintre noi că îl vestim pe Domnul cel ce se naște în lume, că îl simțim pe Domnul cel ce se naște în lume, că îl transmitem pe Domnul cel ce se naște în lume, dacă nu am vorbit în limba iubirii. Deci, dumneavoastră ați spus un cuvânt și e practic suficient. Iubire. Totuși, poate și colegii vor să adauge la ideea aceasta cum se explică. Dumneavoastră a fost a slujit și în alte localități parcă la Târgu Mureș bate un vânt de, de, simpatie, de prietenie, de cooperare, oare de ce? Juc? În popor se spune simplu, cine se asamănă, se adună. Uh, nu peste tot este, este la fel și nu peste tot sunt aceiași oameni. Uh, Părintele a, a concluzionat foarte frumos, eh, limba iubirii, ca să o poți vorbi, trebuie nu numai să o înveți, ci să o trăiești. Pentru orice slujitor al altarului ar trebui să fie forma superioară de manifestare în relația cu ceilalți. Unde lipsește, nici așteptările nu sunt, nu sunt prea mari. Cred că la Târgu Mureș atunci când ne adunăm împreună suntem concentrați mai mult pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu decât pe lucrurile care uh, au fost așezate de oameni și care de foarte multe ori ne despart Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne adună, cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne învață să mergem pe o cale, mai ales că Domnul să spune, uh, dacă veți fi una, atunci lui lumea vor cunoște, oamenii. va cunoaște că sunteți ucenicii mei. Pe de altă parte, am putea spune că și diversitatea etnică care există în Târgu Mureș uh, face ca... Uh, să stăm mai aproape unii de ceilalți într-un fel sau altul, și să, există, să existe o anumită susținere pe care, uh, care trebuie să fie. Uh, sigur că pe de altă parte, uh, niciunii cel puțin cei care suntem aici nu ne erijăm în uh, oameni care știu totul și n-au ce învăța nimic unii de la ceilalți. Din potrivă, uh, suntem împreună, învățăm unii de la ceilalți uh, și toți de la Dumnezeu. Și toți de la Dumnezeu. Tocmai asta, cu asta am început că, uh, de fapt, Scriptura este cea care ne adună împreună și marile sărbători creștine, printre care nașterea Mântuitorului. Tema noastră pe care am început să o dezbatem în emisiunea precedentă este câștiguri și pierdere cu ocazia nașterii Domnului. <coughs> am încercat să definim ce sunt câștigurile, ce sunt pierderile, faptul că există atât câștiguri cât și pierderi temporare sau eterne. Să continuăm cu a spune ceea ce. Ce a câștigat Domnul Isus, dacă ne putem referi la aceasta și ce a pierdut cu ocazia venirii în lumea noastră. Rămânem lângă ideea cu care ați început câștiguri pământești și câștiguri veșnice. Câștiguri vremelnice și câștiguri eterne. Ne uităm ce a pierdut Domnul nostru Iisus Hristos venind pe pământ. Întâi de toate, trebuie să privim că El a lăsat strălucirea cerului. El a lăsat acolo locul majestății divine și a îmbrăcat trupul nostru smerit, împletind în ființa Sa Divinitatea și Umanitatea. Ce a pierdut Domnul nostru Isus Hristos? Liniștea sacramentală, liniștea spirituală și a întâlnit confruntarea cu ființa umană. Domnul nostru Iisus Hristos vrea să alate lumii adevărul și s-a definit pe sine adevărul. A întâlnit confruntarea cu ființa umană, ceea ce pentru divinitate, care nu pretinde, dar are nevoie de ascultare și de supunere, confruntarea cu oponența ființelor umane a fost o pierdere și de foarte multe ori o mâhnire pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și de ce să nu mergem mai departe? Domnul nostru Isus Hristos a pierdut atunci când a trebuit să suporte jignirile, ofensele, neascultările. Și să ne aducem aminte de culmea ce a pierdut-o Domnul, Gloria Divină, atunci când a fost răstignit pe cruce, a fost când a fost intuit, când a fost scuipat când a fost bat jocorit, încoronat cu spini, îmbrăcat cu de roșie și în cele din urmă suportul și suportarea morții. Toate acestea au fost pierderi, adică de aceea lumea nici nu l-a înțeles. Nu îmi putea înțelege un Dumnezeu care are puterea acestei renunțări, puterea acestei dezbrăcări de divinitate pentru ca să fie omul readus și repus cum spune întreata. Anițe, Dumnezeu pe cruce e o in, aparentă incompatibilitate de termen dar dacă te lași pătruns de realitatea pe care Domnul o primește pe care Domnul o trăiește vezi cum se nasc câștigurile întâi de toate marele câștig suflete pentru cer sufletele care erau altădată în cu totul altă parte de acum Câștig suflete pentru cer. Ce mai câștigă Domnul nostru Isus Hristos O împărăție nouă, o împărăție de har, o împărăție lau, a laudei, o împărăție a slavei, spre deosebire de ceea ce omul era obișnuit să vadă și să cunoască: o împărăție, o împărăție a căderii, o împărăție a amăgirii, o împărăție a pierzanii. Ce a mai câștigat Domnul nostru Isus Hristos A câștigat oameni sfinți pe pământ care îl vor vesti, oameni care își vor pune viața pentru el, oameni care îl vor vesti până la marginile pământului, oameni pe care Domnul Hristos îi numește prieteni ai săi, casnici ai lui Dumnezeu, oameni pe care Dumnezeu îi numește martori ai lucrării sale. Ce a mai câștigat Domnul nostru Isus Hristos? Descoperirea adevărului prin minunile care le-a făcut venind în lume și născându-se pe pământ. Să ne gândim la toate vindecările minunate. Toate acestea au fost câștiguri pentru om, dar o recunoaștere a Domnului nostru Isus Hristos. Să ne gândim apoi la lumina Cuvântului Sfânt, care pătrunsă în sufletele oamenilor, n-a făcut altceva decât să, să, să redea în sufletul omului realitatea, frumusețea, mareția și recunoașterea puterii și autorității lui Dumnezeu. Îi rog și pe ceilalți doi colegi de platou <coughs> să vă exprimați pe această linie, dacă mai, se mai poate ceva completa, a câștigului și a pierderilor vis-a-vis -vis de întruparea Domnului Iisus Hristos. Să ne gândim și la faptul că a luat natură umană și s-a autolimitat și așa mai departe. Sfinții părinți eh, traduc marea pierdere a Mântuitorului Hristos în momentul în care s-a coborât pe pământ la noi oamenii prin termenul chenosis, chenoza, care înseamnă deșertare. Așa cum ai un coș plin pe care îl deșerți pentru a-l putea umple. Aceasta face Dumnezeu în momentul în care Coboară în mijlocul nostru, a oamenilor. Însă, Sfântul Augustin uh, spunea și traducea poate cel mai frumos: pierderea și câștigul, Dumnezeu se face om pentru ca pe om să-l facă Dumnezeu. Pierderea mare pentru noi fusese la început prin neascultare. Uh, Ați amintit de acea goliciune a omului? Eu am trăit o experiență în lucrând <coughs> cu tinerii încă din primii ani de, de, de studenție cu Cateheza. Vorbeam copiilor despre creerea omului, abundența de daruri, de haruri cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe, pe primii oameni și efectele, efectele produse de, de, de păcatul de moarte, faptul că omul a, a, pierdut, a pierdut totul. Și vorbind în ora următoare despre uh, faptul că Dumnezeu l-a chemat pe Adam, Adam e unde ești? Deci Dumnezeu îl caută, îl caută pe om, Adam s-a ascuns pentru că era gol. Și un copil mai șugubăz m-a întrebat cum adică era, era gol. Eram în anul 1 sau 2 de studenție, erau copii de clasa 1 pe care îi pregăteam pentru prima împărtășanie și am rămas pentru câteva fracțiuni de secundă blocat. Pentru că prin minte imediat mi-a trecut acea imagine din casa bunicilor și a vecinilor cu pomul bine, cunoașterii binelui și al răului, cu șarpele, cu mărul, Adam și Eva, goi, dar astupați. Și nu venea răspunsul și era nevoie de fracțiuni de secunde să dau răspunsul pentru a nu mă arăta slab în, în, în fața lor. La care o fetiță foarte prompt îi răspunde, cum adică, îl întrebe domnul Flaviu, nu, nu eram preot atunci, eram, eram student, erau goi. Păi nu ne-a spus înainte că omul în momentul în care a săvârșit păcatul de moarte a pierdut totul? L-a pierdut pe Dumnezeu. Omul era gol de Dumnezeu. Cred că a fost una dintre cele mai mari lecții de teologie care, care am primit-o. Din, din, partea unui copil cu mintea atât de senină și de curată încât informația pe care am primit-o a rămas acolo. De aceea, Și noi Zis, spus că trebuie să ne facem ca niște copiilor. Să gândim și să simțim asemeni lor. Când, în momentul în care credința, vorbind de credință, de ce crezi asta? Pentru că așa mi-a spus tata. Pentru că așa mi-a spus Dumnezeu. Dumnezeu vorbește iar cuvântul său este, este, viu. Marele, marele câștig. Cuvântul întrupat. Un cuvânt care lucrează mereu în noi. Uh, Chiar dacă, dacă, avem impresia că prin acea chenoză Dumnezeu pierde, de fapt El câștigă totul. Mântuitorul Hristos, prin întromenirea sa, câștigă și experimentează toată, toată viața umană. Iisus Hristos cunoaște totul, cunoaște foame, sete, nesomn, tristețe, durere, își asumă firea omenească cu totul în afara păcatului. Iar câștigul mare este nu numai pentru om ca și, ca și persoană, ci în primul rând câștigul mare este pentru transformarea și revoluția întreagă care se petrece în sânul, în sânul omenirii. Pentru că ca într-o mașinărie, acel adevăr despre care vorbește Mântuitorul Hristos care face uh, pe om liber, începe să lucreze și uh, automat din sclav nu vor mai fi... Uh, Limite și bariere impuse între oameni, nici uh, elini, nici uh, greci, greci domanii, nici, uh, nici sclav, nici liber, deci acea, acea eliberare totală pe care uh, uh, o aduce nașterea Mântuitorului Hristos în Lume. Practic am putea spune că Domnul sus n-a pierdut nimic, dar a câștigat tot. De ce? Pentru că. <coughs> ceea ce n via el era experimentarea vieții umane. Și Biblia spune că el s-a făcut păcat. Prin urmare, a gustat oroarea păcatului. În el n-a fost păcat, dar el a fost făcut păcat pentru noi. Prin urmare, sigur, Pavel spune în Filipeni, capitolul 2, versetul 7, că el s-a dezbrăcat pe sine și aici a, deja s-a -a, uh, spus destul de mult, s-a dezbrăcat pe sine, s-a golit de sine și s-a făcut asemenea oamenilor. Acum această dezbrăcare uh, de prerogativele divine. Uh, o cunoaștem, știm, a renunțat la slavă, a renunțat la poziția scrie sa. Scrie că nu uh, consideră ca un lucru de care să apuce să, că e să fie deopotrivă cu Dumnezeu. cu Dumnezeu. Adevărat. Dar venind în partea aceasta umană, câștigurile care le-a avut Fiul lui Dumnezeu a fost că a gustat ca și noi toată oroarea păcatului și a devenit astfel capabil sau a câștigat astfel poziția de mijlocitor între om și Dumnezeu. Poziția de uh, avocat. El este apărătorul nostru în ceruri. Aici, pe pământ, însă, în, în, în istoria umanității, cred că cei mai câștigați suntem noi. El a câștigat această experiență, dar nouă ni s-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem mari câștigători. Vom, vom merge și înspre și acea zonă. Mă uit, la, mă uit la Fiul lui Dumnezeu uh, care s-a golit pe sine ca să mă umple pe mine. Într-un loc scrie, s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi. Deci, Adevărat. Da. Uh, la un moment dat, uh... Sfânta Carte scrie că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slavă viitoare. Deci cred că în loc de suferințe, pierderile de acum nu sunt comparabile să fie puse față în față cu câștigurile viitoare. La un moment dat, Sfânta Carte scrie la Isaia 7 14 că și, veți, va, și se va pune numele Emanuel Dumnezeu cu noi. Să analizăm puțin și ceea ce câștigă, și ceea ce, ceea ce se câștigă, și ceea ce se pierde prin acest Dumnezeu cu noi, și din perspectiva divină, și din perspectiva umană. Ce a însemnat Dumnezeu cu noi din perspectiva divină, și apoi ce trebuie să reprezinte pentru noi ca să se împlinească acest Dumnezeu cu noi prin persoana Domnului Soșadului Sfânt. Aș vrea să încep faptul că. Profeția din Isaia este citată în Noul Testament foarte exact și foarte, foarte concret, în Matei, în capitolul 2, versetul 23. Iată, fecioara va lua împântăcea și vor chema numele lui Emanuel, care se tulpiește, Dumnezeu este cu noi. Este vorba aici de cel puțin trei lucruri esențiale. 1 împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu cu o exactitate indubitabilă. 2. O făgăduință a lui Dumnezeu. Adică în momentul în care Dumnezeu profețește și Dumnezeu împlinește, arată împlinirea unei făgăduințe, apoi o promisiune pentru noi vom regăsi și vom, relua, vom regăsi reluat aspectul acesta atunci când Dumnezeu ne spune tot în Sfânta Evanghelie eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre împlinirea acestei făgăduințe este în Domnul nostru Iisus Hristos. E adevărat, Dumnezeu n-a părăsit lumea niciodată, Dumnezeu a ocrotit lumea întotdeauna, dar acum era concretizarea acestei iubiri atât de aproape de noi și venirea în trup a Fiului Lui Dumnezeu încât ne-a arătat însoțirea și prezența Lui. Și al treilea aspect este încurajarea ființei umane spre a păși pe, Christ, pe Hristos. Dacă Dumnezeu este cu tine, de ce să te dai înapoi? Dacă Dumnezeu îți făgăduiește o, o însoțire sfântă, de ce nu te-ai duce spre El? Dacă ești doritor de atâtea lucruri bune și Dumnezeu ți-a promis că ți le dă și ți-a arătat că vrea să ți le oferă în Isus Hristos, de ce să nu-L cred? De ce să nu-L înțeleg? De ce să nu-L caut? De ce să nu-L slujesc? Și mergând mai departe la ideea aceasta, Dumnezeu ne lasă să experimentăm prezența Lui în viața noastră. Să mă uit cum e viața mea când e Dumnezeu cu mine. Ce se întâmplă cu noi când e Dumnezeu cu noi. Și ce se întâmplă cu noi atunci când Dumnezeu nu este cu noi. Din text înțelegem oferta pe care Dumnezeu ne-o face. Dumnezeu ni se oferă, Dumnezeu ni se dă. Nouă nu ne rămâne decât să îl primim, să-l înțelegem. Și faptul că Dumnezeu se, se, se oferă să ni se dea și Dumnezeu se leagă atât de mult de viața noastră, nu face altceva decât să ne demonstreze iubirea Lui, călăuzirea Lui și dragostea Lui pentru, pentru noi. E atât de minunat acest cuvânt, Emanuel, și atât de frumoasă această expresie, încât... Trebuie să ne-o lipim, și la fel ca o dinioară moise care a primit poruncă de la Dumnezeu să-și pună tablele și să le pună pe, pe, pe inima și pe hainele sale, tot la fel și noi, acest cuvânt Emanuel, Dumnezeu este cu noi, trebuie să-l lipim, să-l punem ca o pecete pe inima noastră, pe sufletul nostru, pe gândirea noastră și pe faptele noastre. Aveți, din câte știu, și ceva pregătire juridică. Uh... O situație de drept e un aspect și o situație de fapt e altceva. Dumnezeu cu noi, de drept, prin venirea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră, e transpusă neapărat și într-o situație de fapt? Adică Dumnezeu este cu oricine, în orice condiție. Nu. nu. Uh, Situația de drept. Uh, prin botez, suntem fii ai Lui Dumnezeu. Indiferent ce facem noi, nu contează. Situația de fapt situația de fapt. Ca să fii, ca să fii fiu, ca să fii fiu, trebuie să te ridici la înălțimea chemării pe care o ai. Situația de drept fia lui Dumnezeu, situație de fapt, câți merităm a ne numi așa. În lui Alexandru cel Mare, la un moment dat, unul dintre soldații săi, bravi soldați, făcea nenumărate acte de, de indisciplină și de abatere. Îl iubea foarte mult, mai ales că, era tizul său, purta același nume. L-a luat deoparte și i-a spus atât: Ce, dacă ai numele, numele meu, te rog frumos să te faci vrednic de numele pe care îl porți sau să schimbi numele. Ei, nu de puține ori s-a întâmplat în istoria omenirii ca uh, părinți să ceară acest, acest lucru uh, copiilor lor sau să fie dezmoșteniți sau. Și, pe bună, pe bună măsură, datorită comportamentului, datorită felului lor de a fi, datorită lipsei de interes de a se ridica la înălțimea chemării și așteptării care derivă din numele pe care, pe care îl poartă. Situație de drept. Toți suntem Fiul lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu atât de mult iubește întreaga lume da? încât pe Fiul Său unul născut la dat ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară. Deci, parcă, la dat, parcă și aici avem răspunsul. Aici, nu? Și aici vine răspunsul. Toți cei care cred în el să nu piară. Deci, suntem Fiul lui Dumnezeu prin creație. Suntem Fiul lui Dumnezeu prin acțiunea răscumpărătoare a trimiterii Fiului, unul născut al lui Dumnezeu în lume pentru a ne răscumpăra. Însă, spune, Sfântul Augustin, Dumnezeu care te-a creat fără de tine, nu te va mântui fără tine. Tine. Este nevoie de o sinergie, Credința. acea împletire a faptelor și a credinței și a voinței a lui Dumnezeu să ne mântuiască cu voința noastră de a fi mântuiți manifestată în fapte de credință exaltate în aspecte exterior. Prin, ur prin urmare Bun. am putea spune că ceea ce mă face să fiu fiul al lui Dumnezeu este umblarea mea cu Dumnezeu în fiecare zi. Dar poți să umbli cu Dumnezeu dacă nu te-ai născut încă? Păi tocmai, nu, normal că nu se poate, dar de drept suntem ai lui Dumnezeu pentru că toți suntem creația lui Dumnezeu. Din această perspectivă da, suntem da. Fia lui Dumnezeu. De fapt, După însă, ea, fapt, ca și stare de drept. Da, ca și stare de drept. De fapt, însă, în familia lui Dumnezeu se intră prin nașterea din nou. Domnul Iisus spune lui Nicodim. Uh, trebuie să te naști din nou. Nu este o chestiune opțională, vrei sau nu vrei. Trebuie. Fără asta este imposibil. Și atunci, uh, Emanuel cu noi a venit să ne dea această. să facă această, uh, acest lucru posibil, să ne naștem din nou. Sigur că natura noastră rămâne în noi. Și această natură păcătoasă ne determină în fiecare zi la păcat. Dar, nașterea din nou face ca o altă natură să primeze prin alegere. Adică eu am amândouă naturile în mine acum și o natură nouă și natura veche. Dar aleg în fiecare zi să nu trăiesc după natura veche și după natura nouă. Adică sunt născut din Dumnezeu în Dumnezeu. Prin urmare, Emanuel a venit să ne nască din nou și asta este un câștig iarăși al nostru, al oamenilor. care C e pierderea omului care ajunge la nașterea din nou? Pierderea omului este unei relații cu divinitatea. Pierderea omului este în primul rând păcatul îl pierde pentru că îl dă și Fiului Lui Dumnezeu. Fi fi veche, nu? Păcatul este în firea veche. Firea veche este păcat, deci pierde această natură veche, o dă lui Hristos și câștigă o natură nouă pe care i-o dă Hristos. Pierde o neprihănire omenească și câștigă o neprihănire cerească. Pierde o poziție omenească și câștigă una cerească. Pierde viață vremelnică de aici, dar câștigă viață veșnică. Când mă uit la aceste aspecte, Domnul Iisus spune așa, dacă vrea cineva să fie, să mă urmeze, să fie ucenicul meu, să-și ia crucea în fiecare zi. Să se lepe de sine mai întâi și să-și ia Să crucea. se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Prin urmare, în fiecare zi este nevoie de această decizie. În viața celui care vrea să fie sau să umble cu Dumnezeu, a celui care este născut din nou. Și când mă uit în lumea de astăzi, în societatea de astăzi, este foarte greu pentru oameni să renunțe la dramul acesta de confort omenesc, de plăcere de o clipă și uitându-mă la uh, sărbătoarea aceasta, care este o sărbătoare a renunțării, oamenilor le vine foarte greu să renunțe. Să renunțe Deși la... în Biblie scrie mai ferice de cine dă decât de cine capătă. Oare de ce nu ne gândim și la fericirea asta? Pentru că noi nu știm să dăm. De cele mai multe ori vrem numai să primim. De cele mai multe ori, știți exemplul acela cuiva care a murit și a dorit să fie îngropat cu mâinile afară. Ca să poată spune lumii că n-a luat nimic cu el. Ei, din nefericire, noi nu înțelegem foarte bine acest aspect. Că în lumea de dincolo nu putem duce cu noi decât caracterul. Această parte o luăm cu noi. Ori, de aceea ne este greu să renunțăm, pentru că ne vine greu să ne dezbrăcăm de firea noastră, pământească. ne vine greu să murim. Ne vine Domnului greu să murim. Dușan, scuzați mă că v-am uh, întrebat, erați no? foarte în studiu. Uh, în, există un paradox. În viața fizică se intră prin naștere. Toți existăm, suntem ființe umane pentru că ne-am născut. De ce oare în viața spirituală se intră prin moarte? Și ce a reprezentat această moarte? Întrebarea este foarte frumoasă și și, 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 foarte aducătoare de foarte multă zidire. În viața fizică intrăm prin naștere, prin voia lui Dumnezeu, alcătuit din trup și din suflet. În viața veșnică intrăm prin moarte, întâi de toate, pentru că Domnul nostru Isus Hristos a murit pentru ca noi să dobândim viața veșnică. 2. În viața veșnică nu putem intra decât atunci când am murit față de păcat. Sfântul Apostol Pavel are o limpezime extraordinară. Să fiți morți față de păcat și vii față de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere să ne omorâm viața noastră fizică, viața noastră de fiecare zi. El zice, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. În rugăciunea domnească, El are atâta grijă încât ne îndeamnă să ne rugăm și pentru pâinea cea de toate zilele, și pentru dezlipirea de ispite, și pentru ca să vedem cerul, și pentru ca să fim dezlipiți de ispita celui rău. Dar în permanență, El ne cere o moarte, o moarte față de păcat, o moarte față de rău. Veșnicia nu se poate naște în noi decât atunci când am murit față de păcat, pentru că pentru această veșnicie a murit Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Ce este frumos și ce este înălțător. Atunci când gusti moartea față de păcat, simți deja puterea vieții în Dumnezeu. Când ai gustat moartea față de păcat, ești îmbrăcat în lumină, răul nu te mai stăpânește, regretele nu mai vin în viața ta, nu te mai năpădesc. Din potrivă, moartea față de păcat te face viu față de Dumnezeu. Moartea face față de rău te face viu față de bine. Moartea față de lumescul care te îngroapă te face viu față de viața și care este cum împreună cu Dumnezeu. Cum se ajunge la această moarte față de tot ce e negativ și învierea pentru o viață nouă? Dezlipindu-te de păcat printr-o hotărâre fermă, printr-o unire cu Domnul nostru Isus Hristos, printr-o urmare, printr urmare a Cuvântului Său și printr-o primire a Lui în Ființa Ta. Nu numai doar teoretic, cred că există, cred că a venit, îl accept pe Isus ca o persoană istorică. E o realitate, e frumos, dar creștinul trebuie să meargă dincolo. Îl primesc și îl accept pe Dumnezeu în viața mea. Am murit alături de El iar mie să nu-mi fie a mă decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care El a murit pentru lume și eu am murit. Deci, înțelegem că moartea pentru Dumnezeu naște viața veșnică. Uh, pun o întrebare iarăși cu iz juridic. Uh, mărul este măr pentru că face mere sau mărul este măr, mărul face mere pentru că este măr? Deci mărul sau părul face pere pentru că este păr sau, uh, este, sau uh, este păr pentru că face pere? Care ar fi ordinea logică a acestor două afirmații? Întuitorul uh, spune, îi veți cunoaște după roadele lor. Roada este cea care care descrie, uh, care descrie mai bine. Pentru că uh, măr nealtoit, în momentul în care îl guști, numai ce ți se pare că e măr, la fel și oamenii. Numai ce ne, sunt, ce ne ținem că suntem oameni, când îl vezi manifestându-se, te de unde au ieșit acele, acele, manifestări. Nu o iau nici juridic, o iau pur și simplu rațional. Roadele noastre, la fel cum Mântuitorul le spunea ucenicilor că atunci când am vorbit despre iubire, din aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste între voi. În zadar încercăm să părem că suntem ceea ce nu suntem, că e, tot vom da o dată și o dată. Totuși, la rămânând față. la ilustrația asta, mă rog, viticolă, să spun așa, da. deci mărul sau părul sau orice pom fructifer produce acele fructe pentru că e măr sau păr sau cireș. Deci, Dar nu e o garanție fiind ceva că produce ceva. Nu este o garanție, da, da, da. Dar este o condiție. Deci, ideea era că această moarte despre care domnul preot Dușan a vorbit față de lucrurile negative, față de propriul eu, față de păcați, așa, se obține printr-o naștere din nou. De fapt, e, oarecum sunt sinonime și în urma nașterii din nou încep să produci faptele și așa mai departe. Nu, nu producând fapte bune te naști din nou, ci schi fiindu-ți schimbată viața, nu-i așa? Haideți să avem câte 5 minute fiecare Timpul zboară, nu știu de ce, de ce, când suntem în patru, nu mă, mai Mai uite că ca avem și timp. când suntem în <laughs> Avem câte 5 minute, aveți câte 5 minute fiecare și aș dori să transmiteți telespectatorilor noștri, eventual începând de la domnul Paul, cum anume putem cultiva o relație cu Emanuel, cu Isus Hristos în noi. Deci esența câștigului și a pierderii se manifestă prin a disprețuit ce trebuie disprețuit și prin a accepta ceea ce trebuie să acceptăm. Ce ar trebui să facă telespectatorii noștri și a ruga pe fiecare să le spuneți, nu o să vă întrerup, așa, cum gândiți că Crăciunul acesta poate să ne fie de folos? Cum e la aceea și nașterea lui Hristos să ne fie de folos? Deci, în primul rând, cred că nașterea lui Isus Hristos este de folos doar dacă oamenii îl primesc pe Isus Hristos. Dacă omul refuză să creadă în el, refuză să-l primească pe Iisus Hristos în viața lui ca domn și mântuitor, nu poate exista nicio relație cu Iisus Hristos. Eventual, într-o bună zi, va exista o relație de judecat-judecător. Adică Hristos va fi judecătorul și omul va fi judecatul pentru că a refuzat să-l primească pe el. Tenim, Ce aș dori ten, eu ten, să ten, spun, să priviți pe <coughs> telespectatori și să vă adresați dumnealor de data aceasta fiecare Ce aș dori eu să spun telespectatorilor noștri este că pentru a ne bucura de uh, o relație cu Emanuel, fiecare dintre noi trebuie să acceptăm, să ne dorim, să lăsăm pe el să ne schimbe viața. Profund. Dacă nu există o intrare a lui Iisus Hristos în viețile noastre, nu va exista o relație cu El. Dacă în momentul în care se înfiripă această relație, în mod cert exact ca și în viața Mariei și a lui Iosif, ca și în viața celorlalți actori ai Nașterii Mântuitorului, viețile încep să curgă pe un alt făgaș nu întotdeauna va fi cel plăcut nouă, dar întotdeauna va fi cel plăcut voi lui Dumnezeu. În al doilea rând, aș vrea să spun că fiecare dintre noi trebuie să ne pregătim să trecem prin situații uneori nedorite, neplăcute, neașteptate, dar întotdeauna în prezența profundă a lui Dumnezeu. Mă gândesc aici Uh, în Vechiul Testament, la cei trei în cuptorul cu foc, la Daniel în groapa cu lei, mă gândesc la Iosif, la Maria, la situația lor, niciodată n-au gândit că vor trece prin astfel de situații. Elisaveta de asemenea și Zaharia, dar Emanuel a fost acolo cu ei. Și nu în ultimul rând, doar așa îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Doar așa îl cunoaștem pe Emmanuel venit să ne mântuiască. De aceea doresc tuturora ca această sărbătoare a Nașterii Domnului să fie un privilegiu pe care și un prilej pe care fiecare să-l folosească ca să-l cunoască pe Domnul, să-l cunoască pe Cel venit ca să-l mântuiască, să-și lase viețile în mâinile lui, indiferent prin ce vor trece. Și de multe ori aceste uh, evenimente ale vieții vor fi dureroase, dar bucuroase pentru că Emanuel este cu noi. Așa să fie. Mă rog. Dacă iubiții mei, Crăciunul este sărbătoarea bucuriei și gândul, gândul final ar fi să obțineți cu toții bucuria, aș putea să vă transmit că acest Crăciun să vă fie de folos. Aș putea să vă transmit Crăciun fericit, mese bogate, bucurie, pace și liniște între dumneavoastră și cei dragi. Să aș face-o ca un prezentator TV, nu ca un preot. Ca un preot, încă plecând de acasă, m-am gândit să vă fac ca urări niște gânduri care s-ar putea să nu vă placă, dar să vă dea de gândit și să vă fie într-adevăr ceea ce gândiți, pus în practică de folos în construcția omului în Hristos. În primul rând, privind la câteva elemente din sărbătoarea Crăciunului în fața lui Dumnezeu care s-a făcut om. Vă doresc să fiți dezamăgiți ori de câte ori nu veți fi oameni. În momentul în care Dumnezeu s-a făcut om, om se scrie cu literă mare. Din momentul în care nu realizați și nu reușiți să fiți acești oameni, Dumnezeu a reușit de la început să încapă într-un om omul este într-adevăr mare și capabil de mari lucruri. Vă doresc să vă simțiți dezgustați ori de câte ori coborâți această stachetă. Să vă simțiți cu un profund dezgust ori de câte ori trăiți nu conform demnității de om, dar asemenea unei ființe inferioare. Să vă simțiți dezgustați atunci când vă folosiți doar 1% din capacitățile unui om, când folosiți doar 1% din inteligența sa, din forța sa, din voința sa, 1% din inima și capacitatea omului de a iubi. Să vă simțiți dezgustați ori de câte ori planurile de viață și idealurile nu vă sunt în măsura acestei capacități de om. Într-un cuvânt, vă doresc să simțiți un profund dezgust ori de câte ori viața voastră nu se ridică la nivelul omului în care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Apoi, în fața pruncului Isus, vă doresc ca cel care s-a născut fără niciun complex într-un grajd să nu vă lase să dormiți ori de câte ori vă veți considera casa mai importantă decât familia din ea. Ori de câte ori munciți mai mult la ridicarea unei case decât la întărirea și întemeierea unei familii. Să nu vă lase să dormiți liniștit atunci când munciți ca robii pentru a câștiga ceva pentru copii, privându-i de ce este mai important dumneavoastră pentru ei. Să nu vă lase să dormiți ori de câte ori judecați oamenii după aparențe și le puneți etichete în funcție de hainele pe care le poartă mașinile cu care umblă ceasurile care le au pe mână locurile pe unde se duc. Fie ca pruncul divin venit în lume, pe paie reci și murdare, să nu vă lasă să dormiți liniștiți până când nu înțelegeți minunata lecție pe care ne-a dat-o în Noapte de Crăciun. Că nu contează de unde ești, nu contează unde și în ce trăiești, nu contează câte etaje ai deasupra capului, nu contează cu adevărat nimic din ceea ce ai. Doar cine și ce ești. În al treilea rând, vă doresc ca Sfânta Fecioară, care a găsit loc să nască doar într-o iesle de animale, să vă facă să vă simțiți plin de mizerie ori de câte ori nu vă respectați mama, ori de câte ori ridicați vocea asupra ei, ori nu știți să-i prețuiți jerfa. Să vă facă să vă simțiți plin de mizerie de câte ori jigniți o femeie, de câte ori înjosiți o femeie, de câte ori profitați sau vă folosiți de o femeie. Vă doresc ca Sfânta Fecioară Maria, să vă facă să vă simțiți copleșiți de mizerie ori de câte ori nu vă iubiți copiii, ori de câte ori nu vă educați copiii, ori de câte ori nu vă respectați copiii. Iertați-mă, dar vă doresc să vă cuprindă greața chiar și atunci când nu primiți copiii, când nu vă nașteți copiii pe care Dumnezeu vrea să videa, ori tăceți atunci când auziți că toaleta, lada de gunoi, Crematoriul maternităților sunt adesea morminte fără cruce. A unor vieți frânte. Vă doresc să vă simțiți plin de mizerie atunci când nu înțelegeți că această lecție minunată pe care ne-a dat-o Maria în Sfânta Noaptea Crăciunului, că unele dintre cele mai sfinte lucruri pe acest pământ sunt mama, nașterea și copilul dăruit de Dumnezeu. Apoi, Vă doresc ca Sfântul Iosif, în fața căruia atâtea, atâtea porți au fost închise, să vă facă să vă simțiți plin de ipocrizie, ori de câte ori nu dați ajutorul celui care îi vi-l Ori de câte ori vă faceți că nu auziți când cineva vă strigă, ori vă faceți că plecați de acasă când cineva se anunță că vă caută. Să vă simțiți plin de ipocrizie când nu vă bucurați de oaspeți și când nu oferiți altora din ceea ce aveți, ori treceți pe lângă săraci ca și când treceți pe lângă un gard. Dar cel mai mult vă doresc ca Sfântul Iosif să vă facă să vă simțiți plin de ipocrizie ori de câte ori trântiți ușa în nas lui Isus, euharisticul, ori de câte ori refuzați să-l primiți în sufletul vostru și să-i spuneți cu zâmbet sec, Tu, Doamne, du-te în că în casa asta stă altcineva. Fie ca Sfântul Iosif să vă facă să vă simțiți plin de ipocrizie atunci când nu înțelegeți minunata lecție pe care ne-a dat-o în Sfânta Noapte de Crăciun: Că nu există pe lume cinste mai mare pentru tine decât să vină în casa ta, Hristos Domnul. Iar apoi vă doresc, prin Dumnezeu Tatăl, care vă iubește atât de mult pe toți oamenii, încât a trimis pe Fiul Său din cer în grajd care a șters toată mizeria noastră trecută, prezentă și viitoare, care ne-a întins primul mâna să vă facă inima să plângă ori de câte ori nu știți să iubiți, ori iubiți prost, ori nu iubiți deloc. Să vă facă inima să plângă ori de câte ori le doriți altora rău, ori de câte ori vă bucurați de insuccesul celuilalt, ori de câte ori îi scăpați pe ceilalți de la vină. Să vă facă inima să plângă atunci când puneți condiții iertării, ori atunci când întindeți primul mână. Să vă facă inima să plângă în hohote atunci când treceți prin viață reci și seci, când în casa voastră a încetat să se mai audă cuvântul te iubesc. Când vă urâți unul pe altul, când vă dușmăniți, când vă bârfiți, când nu vă mai suportați, într-un cuvânt să facă Dumnezeu Tatăl Inima voastră să plângă atunci când nu înțelegeți această minunată lecție pe care v-a dat-o în Sfânta Noapte de Crăciun. Că singurul lucru care nu face niciodată rău când e folosit în exces e iubirea. Vă doresc din inimă un Crăciun neliniștit până în momentul în care nu veți așeza pe Dumnezeu în centrul Lui. Așa să fie, rog. Da. Urare de la o întrebare, pentru că sunt ultimul dintre cei provocați, domnul moderator, urare ca și concluzie. Nimic nu poate fi, mi se pare, mai potrivit decât un cuvânt dumnezeiesc. Apocalipsă, capitolul 2, versetul 10. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Puneți o la dumneavoastră în fața Domnului și nu veți rămâne fără răsplată nici în pierdere. Puneți răbdarea dumneavoastră în fața Domnului și veți deveni ca și El îndelung răbdători și mult milostiv. Puneți bucuriile dumneavoastră în fața Domnului și ele se vor spori în sutit și în mit, ca pilda, ca sământa din pilda semănătorului. Priviți-vă rog atent ce ne aduce venirea Domnului nostru Isus Hristos. Priveliștea pământului și priveliștea cerului. El ne-a spus să ne rugăm să fie pe pământ la fel cum e în cer. El ne-a spus să ne rugăm să vie împărăția Lui. Ce înseamnă asta? că în locul osândei am primit iertarea. Dacă îmbrățișăm iertarea, vom evita osânda. Ce înseamnă să primești mângâierea Domnului, să eviți întristarea pământului. Ce înseamnă să primești, să primești vindecarea Domnului, înseamnă să eviți boala spre care te îndeamnă răul. Ce înseamnă să primești înțelepciunea lui Isus, să eviți tot ceea ce e necuminte, și neînțelept. Iubiți de respectator, venirea în lume a Domnului nostru Isus Hristos înseamnă desfacerea, desfacerea peceților păcatului și deschiderea împărăției cerești. Primiți-l pe el ca să se rupă pecețile păcatului și să se deschidă pentru noi, pentru toți, împărăția lui cea veșnică. Așa să fie. Am spus de trei ori, așa să fie la mesajele pe care invitații meile au avut față de dumneavoastră. Vreau să mai adaug doar la încheierea acestei emisiuni că prima venire a Domnului Iisus Hristos s-a încheiat. A avut loc acum aproape 2000 de ani. Ceea ce este iminent este a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Dacă la prima venire a Domnului Iisus Hristos se spune și s-a scris a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit fie că a doua venire a Domnului Hristos pe cei pe care ne va găsi în viață să nu ne prindă cumva în aceeași stare de indiferență. S-a vorbit aici în două emisiuni despre pierderi și câștiguri. Un om neînțelept va alege câștiguri de moment și pierderi veșnice. Omul înțelept va alege pierderi de moment, care până la urmă nu, nici măcar nu sunt pierderi în comparație cu câștigurile, adevărate, deci pierderi de moment și câștiguri eterne alege cel înțelept. Fie deci să înțelegem toate aceste lucruri și să încheiem totuși cu ceea ce a spus Îngerii Păstorilor. Noi vă aducem o veste bună, Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o Și deodată împreună cu îngerii s-a unit o mulțime de oaste cerească, laudând pe Dumnezeu și zicând slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Așa să fie. Mulțumim pentru participare la această emisiune și la emisiunea precedentă de altfel cu tematica Crăciunului câștiguri și pierderi cu ocazia întrupării Domnului și fie să-L cunoaștem pe Domnul și să-L facem cunoscut și altora. Dumnezeu să ne ajute! Amin.